Bună draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna în care vom revedea soarele rsemet în zodea berbecului. Sunt nevoită să fac o precizare. Acest horoscop conține o secțiune erotică explicită și nu se adresează persoanelor care mai cred că au venit pe lume cu barza. Acestor persoane atât de pudice le recomand să încerce să privească viața lor fără ochelari roz, să renunțe la stimulatoarele mecanice, site și filmele erotice, să încerce să-și exprime sexualitatea în mod natural. Doamnelor care roșesc la horoscopul meu le recomand un duș rece înainte de culcare și cel puțin 1500 de miligrame de Dong Quai pe zi. Revenind la lucruri mai serioase decât 21 martie începe noul an astronomic. Întâlnirea dintre Marte, Jupiter și Pluton nu este o șuietă amicală, ci o împărțire a zonelor de influență. Această întâlnire promite o perioadă dificilă. Valul final de efecte critice s-a acumulat de-a lungul mai multor ani pentru a ne pregăti pentru era viitoare a vărsătorului era umanității libere de morală. Vei fi surprinsă de transparența și frivolitatea exprimării devianțelor sexuale a nonconformismului de orice fel și depinde de fiecare dintre voi cât de lungă și dificilă va fi această cale. Nu trebuie să disperăm că vom ajunge sub cascada rece, nemiloasă și cinica a văsătorilor. Pe 22 martie, Saturn, zeul timpului, intră în semnul vărsătorului. Această influență va inhiba eliberarea personalității Unaniene a celor care nu uită și nu iartă, dar care cred că merită. Cum se spune la noi în popor, fiecare pasăre moare de limba ei. Vezi tu, astrele sunt întotdeauna optimiste. Deci, putem afla la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Este posibil să ai interese atât de diverse încât acasă să devii un oaspete rar. O săptămână bună pentru eforturi creative, activitatea fizică și viața personală. Dar nu crede măgulirea și complimentele gratuite. Cine spune cuvinte plăcute poate avea scopuri ascunse. La sfârșitul săptămânii vine un moment favorabil pentru călătorii, Săptămâna va fi destul de dificilă, nu va fi atât de ușor să găsești timp și loc pentru o întâlnire. Încearcă să-ți reține mulțumirea, mai ales vineri. Această atitudine îți va permite atenția asupra partenerului vor fi suficiente și simple fleacuri pentru a dispersa norii. Este posibil să fii destul de jucăușă și imprevizibilă. De exemplu, în timpul nopții decide să-ți ajuți partenerul un pic și să-l mângă independent, inclusiv cu diverse obiecte ale formei falice. Nu te teme că o astfel de ofertă va fi să jugnească sufletul tău pereche. Este cu totul posibil ca o astfel de inovație să stimuleze doar ardoarea iubitului tău. Poate că vei dori să începi preparații să schimbi ceva prin casă sau să cumperi mobilă. Încearcă să-ți măsori capacitățile cu realitatea și să nu te împrumuți. Marți, negocierile vor avea succes, consolidându-ți poziția financiară. Săptămâna aceasta totul ar trebui să fie făcut după un model clar. Ridică-te din pat când sună ceasul deșteptător, mănâncă la timp, Puneți o alarmă dacă trebuie să iei o pastila. altfel corpul se va răzbuna. Stelele spun că trebuie să iei o mică pauză. Foarte turcoaz te va ajuta să analizezi situația, să înțelegi care sunt obiectivele fantomice și care sunt reale. Și de asemenea te scapă de oboseală și devii mai robustă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur Vei avea o șansă unică de a transforma adversarii în aliați, dar trebuie să acționezi cu atenție și diplomatic. Marți așteaptă -te la evenimente și vești importante, o schimbare la muncă și noi cunoscuți sunt posibile. Miercuri și vineri nu crede în zvonuri și bârfe, ar fi extrem de nerezonabil să te bazezi în orice concluzii pe ele. În un weekend, înainte de a rezolva problema, este indicat să te consulți cu familia. Va trebui să muncești din greu și poate nu vei avea timp să te gândești și la viața ta personală. Dar duminica este o zi bună pentru întâlniri romantice. Te poți îndrăgosti la prima vedere, dacă va fi cineva care să se uitea este probabil să ai un instinct matern crescut, ceea ce poate duce la consecințe imprevizibile. De aceea vei fi atrasă de bărbați de un anumit tip, numiți iepuri, în Kama Sutra. Nu prea curajul și în aparență, cu organe genitale nu deosebit de impresionante, mai înclinați spre tandrețe și grijă de ei înșiși decât de subjugare și cucerirea constantă a femeilor. Dar măcar să săruți aceste dulciuri va fi mai mult decât amuzant? Dacă ți se oferă să lucrezi în weekend și în același timp să fii plătită bine, de ce să nu fii de acord cu astfel de oferta? Banii ca întotdeauna nu vor fi suficienți, deci venitul suplimentar nu va fi deprisos. Trebuie să-ți monitorizezi cu atenție dieta. Stelele spun că mâncărurile și produsele necorespunzător selectate, prost pregătite, îți pot provoca un disconfort puternic în stomac. Poate că ar trebui să stai pe o dietă specială. Va fi mai bine să discuți nuanțele acestea cu un medic pentru a ține cont pe deplin de toate aspectele sănătății tale. Te așteaptă un număr considerabil de surprize. Dacă ai motive să crezi că nu toate vor fi plăcute, trebuie să porți mai des crizolit. Această piatră protejează împotriva eșecurilor în dragoste și cariera. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemen Îți poate fi teamă să nu fii la timp pentru ceva important, dar vei reuși și chiar mai repede decât te-ai putea aștepta. Aștepți perspective excelente, mai ales în viața personală și realizarea unui vis prețuit. Norocul plutește în mâinile tale, totul îți reușește ușor și fără efort. Dorințele tale prețuite încep să devină realitate treptat. Totul depinde de credința ta în forța proprie și sinceritatea sentimentelor partenerului. Toate necazurile și anxietățile sunt lăsate în urmă, trebuie doar să crezi și să simți cum totul cântă și sună de bucurie. Este minunat să fii iubită și să iubești. Poți planifica ceva special pentru voi doi. Cu siguranță vor fi zile fericite cu un halou de romantism. Dacă ești pozitivă sexual, vei putea obține chiar și un sex rapid într-un loc aglomerat. Așadar, gândește-te cum să-ți faci o prețioasă oră liberă la cel mai apropiat magazin de haine pentru a te retrage acolo, în cabina de probă. Sau poate că îți va plăcea intimitatea din spatele cinematografului. Succesul tău profesional și stabilitatea financiară te mulțumesc. Deci nu poți economisi și îți vei permite ceva plăcut, deși nu ieftin. Stelele spun că totul se plătește. Până la urmă, aceasta este o investiție în imaginea ta și în ceea ce te inspiră. Ar trebui să fii mai atent atunci când practici sport sau depui efort fizic. Stelele spun că nu este necesar să refuzi antrenamentul, dar trebuie să ai grijă specială asupra articulațiilor, în special a articulațiilor genunchiului. Dacă dintr-o dată vei experimenta câteva senzații neplăcute, ar trebui să reduci semnificativ sarcina. Stelele îți promit noroc în dragoste o mare de tandrețe și romantism. Deci, dacă dorești schimbări în viața personală și completări la familie, atunci poți conta pe asta. Dar trebuie să porți varigheta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC Ai mai multă muncă ca niciodată, dar nu te spărie. La urma urme vei găsi o ascensiune rapidă pe scara carierei. Acum este o perioadă crucială pentru creșterea profesională și realizarea obiectivelor conexe. În viața personală nu totul este atât de lin, dar atunci vei înțelege de cine ai cu adevărat nevoie și cu cine nu ești pe drum. Arde toate podurile în spatele tău dacă nu există dragoste și nu te preface că totul este în ordine. În curând îl vei întâlni exact pe cel cu care vei fi bine și calma. Întâlnirile de vineri și sâmbătă vor fi deosebit de plăcute. Acțiunile preactive pentru îndeplinirea datoririi maritale nu vor fi cauzate de o creștere a potențialului sexual, ci de un sentiment crescut de vinovăție. Deoarece ești copleșită de remușcări pentru toate momentele pe care ți le-ai refuzat sau le-ai amânat, atunci în zilele următoare vei încerca de două sau chiar de trei ori. Încasările pot fi așteptate miercuri sau joi și suma te va mulțumi. Stelele spun că în carieră mergi bine, ia-ți câteva zile libere. Dacă nu mănânci deloc, este dificil, dar poți cel puțin să renunți la carne și alcool până la sfârșitul săptămânii. Poate că vei găsi o metodă interesantă de eliminare a toxinelor, dar înainte de a o utiliza, consultă medicul. Încearcă să te aprovizionezi cu jad în avans. Este capabil să te scutească de îndoiel, nervozitate excesivă și starea de spirit proastă. Forța acestui talisman te va face mai optimistă și zâmbitoare, ceea ce va fi un beneficiu atât în sfera personală cât și în cea profesională. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, un sentiment de nesiguranță te va împiedica să te concentrezi pe muncă. Crede-mă, ai mai multă putere și cunoștință decât crezi tu. Intuiția ta va escalada ca niciodată. Chiar și în situații dificile și neobișnuite, vei ghici cu exactitate linia corectă de comportament. La sfârșitul săptămânii, în mijlocul anxietății generale și a tâmpenei celorlalți, încearcă să-ți păstrezi credința în cele mai bune. În weekend coordonează-ți planurile cu cei dragi. Evenimentele se pot derula în cel mai neașteptat mod Lungi iercuri este indicat să nu programezi sau să accepti întâlniri Deoarece în afară de dezamăgire nu vei experimenta nimic Dar vineri este un moment minunat pentru a începe un nou roman interesant Desigur simți deja pasiunea berbecului, gazda soarelui Săptămâna aceasta, una din experiențele apăsătoare poate fi experimentată prin îmbrățișări foarte deschise cu jumătatea ta în toate locurile aglomerate, mai ales în cele uz comun, în săl de așteptare, în stații de tren, în aeroporturi și în stații de autobuz. Dacă o astfel de idee te inspiră, atunci ai grijă de aspectul impecabil al ambalajului tău. Altfel, melodrama erotică amenință să se transformă într-o comedie. Una dintre problemele importante poate fi o problemă financiară. Vei avea multe idei pentru a o rezolva. Condițiile pentru implementarea lor sunt, de asemenea, foarte favorabile. Costurile tale în această săptămână vor fi plătite cu generozitate în viitor. Astrele îți recomandă să mănânci cât mai puțin dulce posibil. Zahărul va afecta negativ starea dințelor și a pielii dacă uiți de măsură și îl abuzezi. Dacă nu poți trăi fără bomboane sau ciocolată, încearcă batoane de ovăz. În acest moment, creierul are nevoie de potasiu și ceva de genul acesta nu îți va fi dăunător. Ca ultimă soluție, dacă nu poți rezista deloc, alege în favoarea caizelor uscate și a altor fructe uscate. Stelele te sfătuiesc să alegi un accesoriu vechi original. Nu trebuie să fie o bijuterie, singura condiție este ca acesta să fie un lucru cu o poveste. Așa că răscolește în cutie bunicii tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Făcioara Apelează la serviciu, integritate și punctualitate și vei reuși. Nu lua criticiile cu ostilitate. Dacă nu suferi de o atingere excesivă, atunci văzându-ți greșelele și corectându-le, nu vei avea decât de câștigat. În viața de familie, diferențele nu sunt excluse, încearcă să înțelegi nu numai punctul tău de vedere. Timpul singurătății și al dezamăgirii s-a încheiat. Este timpul să te bucuri de plinătatea vieții. Un partener de încredere îți va fi alături. Nu se joacă deloc cu sentimentele tale. Astrele spun că are intenții foarte serioase. Poate că va trebui să afle ceva nou despre sex de la o persoană care ți este foarte impresionantă, dar pur teoretic. Cu toate acestea, interlocutorul tău te va ferme capă de plin. Până la urmă, nici nu ai bănuit, de exemplu, că procesul de deschidere a șampoanei imite momentul eliberării spermei și de aceea, doamnele ca tine adoră vinurile spumante foarte mult. Apropo, șampania din trupurile cucerite îți promite un foarte, foarte mare extaz. Stelele îți promit o îmbunătățire semnificativă a poziției financiare. Întâlnirile vor avea succes marți. Joi sunt posibile încasări în bani, informații despre care este cel mai bine să le fi prestat secret. Întâlnirile vor avea succes marți. Jos sunt posibile încasări în bani, informații despre care este cel mai bine să le fi păstrat secret. Vei reuși în negocieri și vei atrage parteneri de încredere. Săptămâna va fi foarte pozitivă. Dacă ai lucrat pe tine în ultima lună, ai avut grijă de corpul tău, acum rezultatele acestui lucru vor deveni evidente pentru tine și pentru ceilalți. Vei avea un motiv să fii mândră de tine. Cele care au fost leneși și își permiteau să se relaxeze nu trebuie să se descurajeze. Momentul este favorabil, începe să faci exerciții sau să te limitezi puțin în nutriție, reglează regimul zilei. Astfel de evenimente vor fi acum ușoare, iar efectul va fi foarte inspirator. Este posibil să simți brusc că ești obosită de bijuterii masive, deci este mai bine să nu porți nimic sau să dai preferința lanțurilor subțiri și cerceilor din aur. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța Vine un moment bun pentru implementarea proiectelor creative, vei avea nevoie de calități precum inițiativa și determinarea. Marți va fi posibil să atingi un nivel profesional mai ridicat cu perspective bune de carieră. Joi nu-ți critica colegii sau partenerii, îi vei răni pe viață. Arată mai multă moliciune și delicatețe în weekend. Sunt posibile anumite circumstanțe neprevăzute care vor perturba planurile. Cu toate acestea, în curând situația se va schimba în bine și toate neînțelegerile vor fi eliminate. Vineri este o zi de bun augur pentru o întâlnire pasională. Vei fi complet pe din afară pentru că prețiosul tău va încerca acum pentru două. Chiar dacă minți complet, el va găsi în continuare o modalitate de a te ajuta și cu siguranță nu vei fi indignată. Puțin tică gelozie nu strică dacă este precum sarea în bucate. Așadar, relaxează-te, simte-te ca o nimfă fragilă, slabă și complet pasivă în jurul căreia partenerul se învârte. Oh, dar acesta este un spirituș? Situația ta financiară va fi stabilă dacă nu pui botul la tentația de marți dorind să te îmbogățești repede. Cheltuielile neplanificate pentru copii sunt posibile la sfârșitul săptămânii. Când faci cumpărăturile, acordă atenție calității lucrurilor. Există pericolul de a cumpăra o grămadă de gunoi care nu este prea necesar. O anumită situație te poate face să te întorci în trecut și să-ți amintești de boli netratate anterior sau despre simptomele ignorate. Nu ar trebui să închizi ochii la acest lucru. Din potrivă, trebuie să acorzi o atenție maximă a aceste probleme. Stelele îți recomandă cu tărie să consulți un medic și să acționezi sub îndrumarea și supravegherea sa. În caz contrar, probabilitatea de a obține o complicație sau de a transfera boală în categoria celor cronice va crește semnificativ. Se pare că în zilele următoare va trebui să le dovedești iar să faci ceva, să organizezi un eveniment important sau să te prezinți. O mulțime de inspirație ți este deja oferită de stele, iar opalul sau agaele vor ajuta să o consolidezi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion, Vei putea atinge noi culmi în carieră, poți conta pe un profit suplimentar și oferte avantajoase, poți merge cu calm în afacerea ta, poți lăsa totul la voia întâmplării și totul va fi în favoarea ta. Relațiile cu o persoană iubită vor deveni foarte importante și costisitoare pentru tine. Multe probleme care te-au afectat în trecut vor dispărea. Pacea și armonia domnesc în viața personală. Fii sinceră cu persoana iubită, sună-l adesea și organizează întâlniri romantice. Meriți această fericire. Te rog să te bucuri de aceste momente blânde și dulci. Surpriza te încântă cel mai mult, iar tu vei fi mai mult decât recompensată pentru că vei urma acest adevăr. Fii jucăușă și inconsistentă, lasă-ți dragoste să te prevească cu ochi amețiți și doar să ghicească ce îi vei arunca în momentul următor. Și poți începe cu revinde revindecări vinovate în locuri aglomerate, de exemplu, încearcă să-ți mâncăi ușor zonele aerogene în drumul către cuibul vostru de dragoste. Situația ta financiară este stabilă, reputația afacerii tale este consolidată, ceea ce îți va aduce venituri suplimentare. Așa că poți face un cadou scump unei persoane dragi și, mă rog, și ție. Principalul lucru pentru tine acum este să nu te gândești la probleme acolo unde nu le ai. Stelele spun: în timp ce ești distrasă de ceva nesemnificativ sau chiar inexistent, poți sări peste un semnal cu adevărat important al corpului tău. Ascultă-te pe tine, învață să primești situația în mod realist. Și chiar mai bine, parcurge o examinare completă a corpului, consultă-ți medicul. Poartă diamante, de sunt demne de natura ta strălucitoare și pasională și oferă persoane dragi ceva scump și frumos. Stelele sunt sigure, vei avea cu siguranță bani și oportunități pentru acest lucru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săjutător! Trebuie să înveți cum să trăiești în pace cu tine și cu ceilalți. Energie și presiunea ta vor avea un impact mare asupra tuturor celor cu care trebuie să comunici. Dorința de a ieși în evidență și de a-ți atinge dorința te va duce la obiectivul prețuit. Săptămâna este bună pentru gândire, nu pentru acțiune decisivă. În weekend, dezacordurile cu prietenei nu sunt excluse. Ei bine, dar tu știi ce se întâmplă. Încearcă să nu cazi în capcană dacă nu ești sigură că ai nevoie de o persoană. Toate litigiile se vor fi soluționat până joi. În viața personală va veni pace, armonie și înțelegere reciprocă. În weekend aranjează o ieșire la pădure. Vei avea atât de mulți admiratori fermecători și toți vor pretinde în mod persistent să devină ceva mai mult pentru tine. După o lungă gândire îți vei da seama că este mai bine să fii fermecată după o lungă cunoștință și nu la prima vedere. Prin urmare, este posibil ca unii dintre prietenii tăi să-ți câștige atenția, dar nu și faptul că vor ajunge în patul tău atât de repede. Repede. Nu te descuraja, lucrurile nu stau atât de rău, mai ales dacă nu faci cheltuieli cu erupții cutanate. Încasările mari în bani sunt așteptate în a doua jumătate a săptămânii. Trebuie să te relaxezi, altfel supra-solicitarea se va simți cu siguranță, transformându-se într-o serie de boli posibile. De la migrene la reacții alergice la alimente pe care le-ai mâncat anterior complet fără teama. Tu te la culcare cel târziu la ora 11 seara și de preferință chiar la 10, mai ales dacă te trezești devreme. Lasă de vreme. Lasă deoparte toate problemele care nu sunt urgente. Petrece serile acasă, cafenelele, discotecile ar fi bine să fie anulate poartă pietre mari și transparente. Strasul este cel mai potrivit. El va clarifica foarte mult gândurile, dorințele și relațiile cu ceilalți și atunci vei fi mai puțin confuze și nu te vei scufunda în abisul îndoielii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn, este momentul pentru acțiuni decisive. Cu toate acestea, nu vei fi sigură de succes, dar va trebui să mergi mai departe. Ți se poate oferi un loc de muncă interesant și promițător. Este posibil să ai nevoie să pleci într-un alt oraș pentru o lungă perioadă de timp. Călătorie îți poate aduce multă muncă, dar va fi interesant și fascinant. Relațiile cu cei dragi vor fi armonioase, iar copiii vor fi mulțumiți de realizările tale. Ești energică și ca un magnet atragi oamenii spre tine. Poți șoca persoana iubită cu o nouă explozie de sentimente. Cu toate acestea, este nedorit să începe o aventură laterală. O astfel de aventură în această săptămână se poate transforma în probleme grave. Te vei simți curând ca o pasăre nepăsătoare zburând în mod natural de la un tufiș la tufiș și cântând cu bucurie despre cum să trăiești bine. Încearcă să te asiguri că intimitatea ta trece sub semnul tandreții, nu te concentra asupra orgasmelor multiple și a mângâierilor prelungite. Perioada este favorabilă pentru acțiunea. Luni merită să te gândești serios la ideea unui nou partenerat de afaceri, dar nu trebuie să te grăbești, la fel ca și cum să îți schimbi munca. Vineri este mai bine să nu discuți cu superiorii și să nu intri în conflict cu colegii. Ar putea să-ți faci griji mai mult pentru sănătatea ta decât de obicei. Stărele spun că nu ar trebui să ignore această preocupare. Este mai bine să mergi la medic, să te testezi, să faci analize. Te vei asigura fie că toate organele și sistemele corpului tău funcționează ca ceasornicele sau vei vedea că ai interpretat corect semnalele corpului tău și ai acordat atenție probleme la timp. Atât primul cât și cel de-al doilea aspect sunt foarte bune. Te vei încurca pur și simplu în idei, iar tot ce este în jurul tău va scânteia. Dar nu de la sine, ci tocmai din cauza prezenței tale. Vei deveni un oaspete binevenit în orice companie. Probabil nu ai nevoie de talismane, dar îți va fi foarte util zâmbetul, ceea ce nu îți va permite să obosești prea mult în această viață activă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător, ți se poate părea că ești confuz în această situație de viață personală. Ai nevoie de pace și liniște pentru a te înțelege pe tine însăți. Probabil o promoție sau o călătorie în străinătate va fi să apară. Încearcă să ridici mai des colțurile gurii să trădezi un zâmbet. Nu te abate de la ajutorul prietenilor. Punctele tale forte și posibilitățile tale nu sunt nelimitate. Încearcă să nu dai motiv pentru o ceartă la locul de muncă și în familie. Amintește-ți că în multe feluri îți creezi singure propria lumea. Romanțele săptămâna aceasta pot fi sensul vieții tale. Îți vor inspira credință și optimism în tine, dar totuși nu te scufunda prea mult în acest roman. Într-adevăr, în viața mai există muncă, prieteni, hobby-uri. Lumina nu se termină cu o singură persoană, alege câteva inele și fluierea sexuale alături de prietenul tău sincer. Lasă-le să devină fantazia voastră comună. Apropo, acest lucru este cel mai bine făcut nu în magazin, ci prin catalogul sau pe satul unei companii care vinde astfel de produse. Vei avea șansa să te gândești cum va fi totul și este doar o aruncătură de piatră pentru a exersa cu aparatul tău de vibromasaj. Situația financiară va fi dificilă, mai ales dacă ai un credit ipotecar sau auto. Ar fi frumos să-ți reduci cheltuierele. Nu sunt excluse problemele cu impozitele și pâncile. Verifică dacă ai plătit totul la timp. Să nu uit! Stelele spun că ar trebui să ai o asigurare pentru casă. Poți prinde o răceală cu ușurință dacă nu începi să ții cont de con condițiile meteorologice și nu înveți să te îmbraci în conformitate cu acestea. Acum, hipotermia nu este la fel de periculoasă pentru tine ca supraîncălzirea. Astrele spun că va fi mai corect pentru tine să alegi ceva mai ușor decât de obicei. Acordă o atenție deosebită pantofilor. Picioarele trebuie să rămână uscate. Pentru prevenire poți lua vitamine, dar nu exagera. Altfel, nu este exclusă o reacție alergică. Poartă roz. Perle sau cuarț strandafiriu, nu haine roz de adolescentă. Aceste pietre de culori delicate sunt ideale pentru tine. Pentru că acum ai nevoie de tăcere, nu de zgomot, de solitudine, nu de comunicare obositoare. Ce o fi în mintea ta? Nici tu nu știi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! Devii doar o persoană de neînlocuit la locul de muncă. Fără tine, multe probleme nu pot fi rezolvate. Va trebui să justifici încrederea. Doar nu faci acest lucru în detrimentul vieții tale personale. Joi, călătoriile vor avea succes. Vineri sunt posibile noi cunoștințe interesante. Să ai un weekend bun în aer curat nu este un vis, ci o necesitate. Mergi la patinoar sau fă o plimbare de-a lungul unei străzi puțin aglomerate, dacă parcurile sau pădurea sunt departe. Ești o trecătoare pasionată, misterioasă. Atrage o persoană iubită pentru tine însăți. Ești aproape gata să-ți pierzi capul. Doar nu era ta atitudinea ta posesivă, că îl poate îndepărta. Dacă în singură în această săptămână cresc brusc șansele de a găsi un suflet pereche pe spațiile deschise ale internetului autotputernic. Dacă ai fost lipsită de speranță de multe vreme, te poți delecta cu flirturi virtuale. Acest lucru nu este considerat o trădare și mândria crește. Principalul lucru este să fii atentă când distribui numărul de telefon și alt informații despre tine. Situația ta financiară se va schimba în bine, ceea ce îți va oferi posibilitatea de a face unele economii. Dar nu toate problemele financiare le poți rezolva rapid și cu beneficii pentru tine. Fii pregătită să muncești din greu, a mai spus. Este necesar să-ți protejezi ochii cât mai bine, în primul rând, de posibilitatea de teoreorării mecanice. Într-un cuvânt, încearcă să fii cât mai atentă și atunci când lucrezi, gătești când poți împrumuta deșeuri în ochi. Cel mai probabil vei învăța ceva neașteptat și nu prea plăcut. Poate că vei afla că colegii tăi te ocolesc sau persoane iubite te înșală. Nu ceva unor astfel de informații neverificate. O perlă te va ajuta în acest sens. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!